O pensionară din Drobeta Tornu Severin a găsit o modalitate mai puțin ortodoxă de a-și rotunji veniturile. Supărată că banii din pensie, abia dacă îi ajung de la o lună la alta, femeia a început să facă micul trafic cu produse de contrabandă aduse din Republica Serbia. Comerțul ilicit a fost însă descoperit de polițiștii de frontieră. La percheziția efectuată în locuința aparținând acestei persoane, polițiștii de frontieră au descoperit ascunse în diferite locuri cantitatea de 105 litri alcool și 5 cutii de tutun, având ca proveniență Republica Serbia. Alcoolul și tutunul, în valoare totală de 4.484 de lei, au fost confiscate, ridicate în vederea confiscării. Bătrâna pusese în mișcare o adevărată rețea de contrabandă. Ea plătea periodic șoferii care mergeau să-i procure marfă din țara vecină. Acum va trebui să suporte consecințele faptelor sale. Persoana respectivă este cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara în întrepozitului fiscal de, a unei cantități mai mari de produse accizabile, respectiv 40 de litri de alcool. Cantitatea de alcool de de țigarete și de tutun a fost indisponibilizată și introdusă în camera de corpuri delicte, vreau să vă spun că pedepsa pentru săvârșirea unor asemenea genuri de infracțiune este închisoarea de între 1 și 4 ani. În perioada următoare, în contextul în care se pare că vor avea loc disponibilizări masive în mehedinți, polițiștii de frontieră se așteaptă ca numărul persoanelor care vor încerca să își asigure traiul zilnic prin activități de contrabandă să crească.